v-am regăsit la interviurile impact.ro. Astăzi am decis să abordăm mai multe probleme care țin de finanțele țării, de perioada următoare care se anunță destul de grea. Unele categorii, unii investitori, unii oameni de afaceri nu știu ce îi așteaptă în privința taxelor și impozitelor. Și multe probleme care țin de economie. Prin urmare, deputatul Claudiu Năsu este alături de noi, de altfel și fost ministru al economiei. Bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Să începem cu un mic scandal, doar să-l punctăm de săptămâna aceasta. Mițele corupției, să spunem așa, a șocat o țară întreagă, condițiile în care erau ținuți bătrâni în azilele de bătrâni, și s-a descoperit, USR a și trimis ieri un comunicat, USR București, o întreagă rețea care duce până la fostul primar al capitalei, Gabriela Firea. Ce s-a întâmplat acolo? Zice că e mai mult decât corupție. E o corupție, răutate și ipocrizie. Adică halul în care au ținut bătrânii aceia, dacă ați văzut imaginile acelea, pozele acelea sunt absolut cutremurătoare. Nu cred că pot fi arătate ușor pe post, fără blur și alte lucruri de genul acesta. Sunt efectiv șocante. Oamenii aceia erau ținuți în condițiile acelea mizere, netratați, umiliți, pe banii noștri, pe banii dumneavoastră, pe banii pe care telespectatorii noștri îi plătesc în taxe și impozite. Și asta este chiar, cred că, cel mai important lucru de spus. Ideea aceea că o să vină un politician, în cazul acesta, doamna Gabriela Firea, că ea, cu bunătatea ei, că cam asta este, dacă vă uitați puțin imaginea tocmai pe care o face. Ministrul familiei. Familie, și... exact, omul care are grijă de ceilalți, bun gospodar și așa mai departe. De fapt, e o ipocrizie. De fapt, e doar un discurs public, e doar o imagine publică și, în realitate, în spatele ei se află aceste azile ale groazei. Și asta este unul dintre ele. Repet, aici este vorba de o caracatiță întreagă și de un sistem întreg. La acel azil s-au dus niște colegi de dumneavoastră, jurnaliști, și au documentat treaba și au făcut poze și toate acestea. Dar ei, dacă nu făceau astea, lucrurile alea continuau mult și bine. Cu bătrâni care se duceau, înțeleg, se duceau dezbrăcați când aveau alte posibilități, la gard să ceară oamenilor mâncare sau să le dea, să le dea ceva. Adică niște chestii care nu ți închipui că se mai poate întâmpla într-o capitală europeană în secolul 21. Și toate acestea nu erau făcute de, nu știu, niște mafioți, niște interlopi undeva într-un sat uitat de lume sau ceva. E făcut de statul român, e făcut de apropiații doamnei Firea. Da? Care și-au făcut un ONG, înțeleg că au numit-o Sfânta Gabriela cea Vitează sau Gabriel cel Viteaz, nu mai știu, o denumire de genul acesta, ca să pară respectabil, să pară onorabil, tot timpul cu sfinții, cu religia în față. Deci oamenii aceștia au o ipocrizie fantastică și o viclenie fantastică, da? Și în spatele acestei fațade, în spatele acestei butaforii, făceau genul acesta de lucruri. Eu sper că justiția, oricât de oropsită este și oricât de mult a fost distrus și capacitatea DNA-ului și a procurorilor de a opera, să-și facă totuși treaba. Pentru că lucrurile care, imaginile acelea și halul în care au fost tratați oamenii acelea, absolut inuman și doar pentru a sifona bani publici. Pentru că oamenii aceia nu făceau asta din răutate, adică ei n-aveau ceva împotriva bătrânilor. Nu era vorba de bani. Nu era vorba doar de bani. Era vorba de niște oameni care sunt plătiți să aibă grijă de bătrâni. Pe partea de luat banii n-aveau nicio problemă, pe partea de a avut grijă de bătrâni, acolo era jale. Îi țineau ca să moară, de fapt. Îi țineau acolo cât să supraviețuiască, să mai trăiască o zi, ca să mai ia un ban. E absolut înfiorător și sper ca poliția să-și facă și justiția să-și facă treaba. Să trecem la tot la bani, de fapt, taxe și impozite. Marea panică din ultimele declarații publice ale premierului a fost că IT-iștii nu vor mai avea facilitățile pe care le au în momentul ăsta în România și tot din documentările colegilor mei, se pare că și Banca Mondială ar fi recomandat să se treacă pe o impozitare progresivă, ca IT-iștii, lucrătorii din construcții, cei care aveau facilități să nu le mai aibă, dar și o veste bună, să se facă în așa fel încât cei cu venituri mici să scape de impozit. De altfel, a și fost cu salariu minim o campanie USR foarte, ani de zile a durat. Și s-a tot insistat și chiar pe neimpozitarea salariului minim. Deci hai să spunem că ultima parte ar fi un lucru bun, dar se pare că și din afară ni se recomandă aceste...
Celacu a promis că nu va face asta. Ce se întâmplă? Ce se va întâmpla? Se poate evita? Haideți să o luăm cu promisiunile mai întâi. Domnul Ciolacu și domnul Ciucă, pe vremea cât era prim-ministru, acum un an, dacă mai țineți minte, când intram în vacanța parlamentară și în vară, promiteau în repetate rânduri că nu vor crește taxe și impozite. Nu va crește nicio taxă și niciun impozit. Și erau chiar, țin minte, un gest de a domnului Ciolacu, haide, când a zis la presă, dar mai lăsați-mă cu asta, că v-am zis de atâtea ori că nu crește nicio taxă și niciun impozit. Deci era, o ziceau într-una. La nicio lună, cred că după ce au făcut ultima oară afirmația aceasta, că le avem, a apărut faimoasa ordonanță de guvern 16 pe 2022, prin care ce făceau? Numai puțin de 7 taxe și impozite erau crescute zdravă. S-au dublat impozitarea la PFA-uri. S-a dublat, da, deci nu eu că au crescut cu 3%, contractele 10%, part-time. Pe dividende cu 60%. Contractele part-time au explodat de 4 ori, deci muncești 2 ore, plătești pe 8. Toate lucrurile pe care oamenii aceștia promiteau că nu le vor face, le-au făcut, după care au zâmbit și n-au mai zis nimic. Când îi întreba lumea, treceau peste, râdeau și ziceau că au probleme cu deficitul. Același lucru se întâmplă și acum. Și tot la final. Suntem în partea aceasta activitate. De probleme cu deficitul, promisiuni că nu vor crește taxele, dar ca să rezolvi problema deficitului, n-ai decât două căi. Deci fie crești taxele, în așa fel încât să crești încasările, aș menționa, fie scazi cheltuielile. Dacă crești taxele, nu e automat că crești încasările pe măsura taxelor pe care le crești. Și asta o vedem și anul acesta. În OG 16, aceasta de care vă ziceam, taxele creșteau mai ales de la 1 ianuarie 2023, anul acesta. Da. Da? Deci la 1 ianuarie, eu știu că abia la 1 ianuarie a început să-mi scrie lumea, vai cât mi-au crescut taxele, PFA și, și alte persoane. Deși noi scrisesem despre lucrul acesta, dar pur și simplu oamenii până nu o simt, până nu văd că pur și simplu le scade venitul, până nu primesc factura, nu-și dau seama. Bun, până nu le zice contabila că vezi că ai de plătit mai mult și așa mai departe. Oamenii aceștia au prevăzut, adică guvernul, Ministerul Finanțelor, domnul Căciu, la vremea aceea, a avut o logică de contabil comunist. A zis, dacă măresc taxele cu 20%, înseamnă că măresc încasările cu 20%. Dacă dublez taxele, înseamnă că dublez încasările. Fără să ia în calcul ce? Cheltuielile? Fără să ia în calcul faptul că oamenii nu funcționează așa. Dacă eu, de exemplu, vă zic dumneavoastră, orice munciți, 100% vă iau taxe și impozite. Mai aveți vreun stimulent să munciți? Păi, dar de ce să mă mai duc la muncă ca să rămân cu zero? Da. Că nu mă mai duc la muncă atunci. Sau de ce să mai muncesc la alb? Atunci îmi fac eu treaba mea undeva în colțul meu cât mai mic ca să scap de autorități și nu mai plătesc niciun ban ca să scap și eu cu ceva. Când crești taxele și impozitele, nu e automat că îți cresc în casele. Îți cresc, poate, dar nu îți cresc pe măsură, nu îți cresc într-o manieră proporțională. Și invers, funcționează la fel. Când scazi taxele și impozitele, cresc de multe ori încasările. De ce? Pentru că încurajezi mai mult activitatea economică și mai albești din cea care e la negru. Oamenii care, la negru fiind, din cauza taxelor și impozitelor, că asta înseamnă muncă la negru, că nu o declar fiscal. Și de ce nu o declar fiscal? Ca să nu plătești taxe și impozite. Adică nu e un secret. Oamenii aceia, poate cu o taxare mai mică, își zic, nu mai merită riscul. Nu mai merită bătaie de cap, amenziile. Nu mai merită să stau singur în colțul meu. Vreau și eu să mă dezvolt mai mult și uite că acum pot să o fac, îmi rentează, tot eu sunt la care câștig. Și de aia, de exemplu, și ăsta e un exemplu pe care eu nu o să contenesc să-l mai spun. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu cota unică în România. Că ziceați de Banca Mondială. Banca Mondială vrea și impozitare progresivă. Dar de ce? Pentru că și Banca Mondială, ca și FMI-ul, sunt instituții care îți împrumută bani și vor să-i dea înapoi. Ele nu le pasă de bunăstarea noastră. Banca Mondială, FMI-ul, uitați-vă cum s-au comportat în toate țările. Lor le pasă să-și ia banii înapoi. Sunt ca o bancă. Exact. Dacă banca vă împrumută dumneavoastră bani, nu o face că are o dorință mare să vă ajute. Are o relație contractuală. Dorința e să-și ia banii înapoi. Deci, exact, să supraviețuiți, da, ca să vă puteți plăti ratele. Dar ce se întâmplă după aceea, că muriți, că nu, asta nu mai e problema băncii. Banca are nevoie să-și ia banii înapoi și e normal, cumva, pentru că ăsta e business-ul lor, să împrumute bani, să ia înapoi. Problema noastră e că pe partea română trebuie să avem pe cineva care să aibă interes nouă să ne fie bine. Nu putem să delegăm această sarcină unei bănci sau unor instituții internaționale care, până la urmă, au și ele interesele lor. Deci, revenind, cota unică. Atunci când au fost dezbaterile, 16% a fost, da? Dar înainte, mai țineți minte că era principalul argument împotriva cotei unice? O să scadă încasările, ne prăbușim bugetar, crește deficitul, nu o să mai avem bani.
cea mai mică cotă era 18 și cea mai mare 42. Da? Și toate scădeau la 16. E, și în momentul în care a venit cota de 16%, ce s-a întâmplat? În primul an, într-adevăr, încasările au scăzut față de anul trecut în termen de procentaj din PIB, dar în absolut fiecare an după au fost mai mari decât au fost vreodată cu impozitarea progresivă. De ce? Tocmai pentru că cei care făceau ghidușii fiscale, inginerii, optimizări 100% legale, atenție, da? Ca să nu plătească impozitele alea de 42% și așa mai departe, deodată au zis, păi nu mai merită. Nu mai merită să-mi fac un SRL, să-mi iau banii pe SRL și așa mai departe, îmi pun pe carte de muncă, îmi pun normal. Plătesc că e 16% cu drag. Și atunci, deodată, statul român a început să încaseze mai mult. Economia a început să crească, crescând și felia aceea de 16% a fost și aia nominal mai mare pentru statul român. Exact asta se întâmplă când am avut o gândire sănătoasă. Și asta a fost una dintre reformele bune ale României. Că trebuie să le spunem, da, România are și niște avantaje. Cota unică e un avantaj al României. Regimul micro-întreprinderilor era un avantaj al României. Pilonul 2 a fost o reformă bună pentru România. Nu neapărat un avantaj, că alte țări o au deja. Dar măcar ne-am mai aliniat și noi acolo să avem o sursă de investiții și de creștere. Da? Deci acum ce vor face? În construcții se purta oricum munca la negru. În IT, să spunem, un Amazon își ia toți angajații, trece pe contracte în America și lucrați remote din România. Poate să facă și asta. Și-am terminat. Da, atenție, și România pierde, de fapt, foarte mult. În construcții, și am avut discuții cu constructori și cu angajatori din zona aceasta din construcții. Înainte munceau aproape exclusiv la negru. Deci tot ce înseamnă forță de muncă necalificată de pe șantier era la negru sau la gri. La gri însemnând varianta aceea în care... Minimum pe economia, exact. L-ai pe contract și restul... Exact, și restul în plic neoficial. Da. În felul acesta e foarte greu pentru o activitate de control, că vine, îl vede pe un om, zice, a, tu ai contract? Da, uitați, avem contract și e tot în regulă și n-au de unde să știe ce se întâmplă mai departe, că tu îi mai dai lui niște bani sau nu. Ce s-a întâmplat în momentul în care a venit această facilitate la construcții, care de fapt a înjumătățit impozitarea, taxarea muncii, este că foarte mulți au trecut la alb. De ce? Pentru că ca să plătești un om la gri, trebuie totuși să scoți banii din firmă, în general prin dividende. Cât îi mai scoți prin dividende, adică ai un impozit, fie ai pe profit, fie pe micro-întreprindere, da. Mai ai impozitul pe dividende și apoi îi dai lui diferență. Și îmi povestea cineva că dacă faci circuitul acesta, îți revine cam 20% impozit. Versus 25% cât e să-i dai lui direct. Păi pentru 5% i-au trecut pe toți la alb. Exact lucrul acesta acum se va reversa. Deci, practic, dacă ei anulează această facilitate în construcții, toată lumea o să zică, păi, bine mamă, atunci ne schimbăm și noi din nou atitudinea. Nu mai ai salariile oficiale pe cartea de muncă, ai să ai salariu minim sau zero și muncă 100% la negru și deodată statul va încasa mai puțin. Și iarăși, dacă tot vorbim de experimentele astea, că sunt niște experimente fiscale, și cota unică, și impozitarea progresivă, hai să ne uităm ce s-a întâmplat când au introdus cu încasările, când au introdus facilitatea în construcții. Statul român acum încasează mai mult din construcții decât a încasat vreodată în istoria lui. Adică supraimpozitarea nu o să-ți ducă neapărat la încasări mai mari. Îți duce tocmai la un comportament de tip lose-lose în care toți pierdem, ne furăm singur căciula. Că ăla stă la negru, nu mai crește, are riscuri deasupra capului și toate astea, tu nu încasezi mai mult ca stat, toată lumea pierde. Da? Acum, eu nu sunt un susținător al acestor facilități. Nici în IT, nici în agricultură, nici în construcții. Dar atenție, dacă vrem să le renunțăm la ele, ca în numele echității, ca să avem toți același sistem, lucru pe care îl sprijin, atunci haideți să facem zero taxe pe salariu minim. Și aici ajung la a doua propunere de care ați spus. Nu că e o propunere austeră, e o propunere de bun simț. E o propunere mai ales că a și crescut acum salariul minim și multă lume deja se mai trec și pe altceva, nu știu, în domeniile mai intelectuale, drepturi de autor, colaborări. Exact. Ca să salveze din bani, ca să optimizeze 100% legal și într-un mod în care fiecare om vrea să-și păstreze cât mai mult din munca lui, că asta este munca lui pe care i-o ia statul. Da? Deci e absolut firesc și normal. Dar întrebarea este dacă e normal și firesc sistemul care ți ia jumătate din munca ta, mai ales pe cei pe salarii mici care nu o pot suporta. Și dacă ne uităm puțin în jur, că asta e chestia, hai să nu reinventăm roata. Da? Bun, unele chestii le vom face mai bine ca alții, alții ori, da, poate și alții mai fac alte chestii mai bine decât noi. Deci uitați-vă cum e impozitarea pe salariile mici în absolut toată Europa. Deci dacă ne uităm pe salarii medii, deci pe medie, România nu are cea mai mare taxare pe muncă, e în schimb deasupra mediei europene. Deci noi taxăm zdravă munca, statul român Era în campion, da. Dar pe munca pe salariile mici, acolo suntem pe locul 1.
Acolo nimeni nu ne bate. Deci dacă este să fii un muncitor necalificat din mediul rural, un tânăr la început de drum, în carieră, deci oameni care prin definiție o să fie, aibă o productivitate mai mică și atunci o să poată să fie plătiți un salariu mai mic. Oamenii aceia la noi sunt cei mai oropsiți. Statul român lor le ia cel mai mult. Și atunci hai să nu ne mirăm când vedem că la fiecare recensământ mai pleacă 1 milion de oameni din România și suntem obligați acum să importăm forță de muncă din Asia, din India, din Bangladesh, din alte țări, din Nepal, care apoi, atenție, și acea forță de muncă, că am văzut că începe și acolo curent naționalist, să plece la ei acasă, să nu stea la noi, stați fără griji, că așa cum i-am gonit pe ei noștri, îi gonim și pe ei. Am făcut un subiect pe genul ăsta, dacă intrăm în Schengen, vine, lucrează, pe cât e contractul? Pe un an de zile cu statul român. Și după aia, via Germania, direct. Unde... Da. Și atenție, asta o fac, deja. O fac deja, pentru că granițele și fără să fim în Schengen sunt poroase. E destul de ușor să circule acum. Da? Vorbeam cu cineva care a adus o companie română, nu-i dau numele, 260 de oameni. În 2 ani le-au mai rămas 180. Și o persoană a dispărut de pe aeroport. Adică că ei le fac toate actele, le plătesc bani, de asta e cazare și toate acorduri astea. Acorduri între țări, da. E o treabă, deci din aeroport nu l-au mai găsit omul și n-a vrut decât să vină în UE și așa. Și ei pleacă. Și ei pleacă pentru că aceleași motive. Dacă pot face mai cu aceeași muncă, ei oricum au plecat de acasă. Deci că stau în România sau în Anglia, mă rog, Anglia nu e în UE, dar Irlanda, nu știu, Germania, alte țări unde se plătește mai bine, e la fel. E tot departe de casă, sunt doar că au un salariu mai mare și atunci e firesc să se ducă acolo unde au cel mai bun salariu. Și asta este toată problema. Noi nu putem construi o economie funcțională dacă gonim forța de muncă din România. Că e forța de muncă română sau nepaleză sau altceva, Sri-lancheză, nu asta e relevant. Relevant este să avem un sistem care să nu mai descurajeze munca, să nu mai penalizeze munca, să nu mai pedepsească. Deci, ori asta avem acum. Deci, soluția la problemele acestea de deficit și la problemele fiscale e următoarea. Bun, eliminăm toate excepțiile, fără speciali, să zice. Dar atunci faci zero taxe pe salariu minim pentru toți. Îi ajuți pe toți. Și este să știți și, poate nu e popular ce o să spun acum, dar... E și greșeala celor care au făcut lobby și cei care au susținut aceste excepții pentru diferite sectoare. Pentru că în loc să vezi numai binele tău acolo în gust, ei, oamenii aceștia, au putut să influențeze la un moment dat codul fiscal din România. Nu e un lucru ușor să poți să schimbi codul fiscal, că trebuie să convingi oameni, trebuie să treci prin niște voturi în Parlament, să ai majorități, să ai avize de la guvern și toate astea. Oamenii ăștia au reușit. Bă, dacă tot ai puterea asta, nu-ți fă doar o chestie doar pentru tine. Fă-o pentru toată lumea. Construiești o societate pentru toți. Am vorbit de curând cu un specialist pe problema cu retailerii, cu marile lanțuri de magazine și cu măsura aia. Și spuneau, ce s-a întâmplat? Retailerii își făceau contracte cu cine putea să furnizeze cantități mari la un anumit preț, la așa. S-au dus producătorii români, s-au dus la guvern. Și au spus, bun, hai să împingem un pic retailerii să se îndrepte înspre și cum, prin absurditatea asta de măsură, care nu văd că dacă o ia litru de lapte cu prețul respectiv de la poartă, ce face? Va pierde? Pe de altă parte, unii producători spuneau, nu, va veni la mine și îmi va spune, mai scade încă o dată din preț. Sau nu mai cumpără de la el. Sau nu mai cumpără, deci asta este toată problema, că să știți că și în rândul producătorilor sunt unii, eu îi numesc normal la cap, adică sunt unii care înțeleg economie. Deci tu nu poți să otrăvești relația contractuală între două părți și să te aștepți că ea să rămână la fel. Cum era așa? Deci ei au impresia că, unii dintre ei, unii au impresia că statul prin intervenția lui îi va ajuta pe producătorii români. E fals. Din simplu motiv că și dacă n-am fi în UE, suntem în UE, piață comună, reguli și toate astea, dar și dacă n-am fi în UE, nimic nu vă poate obliga pe dumneavoastră să cumpărați de la cineva scump și să vindeți ieftin. Pentru că pur și simplu ziceți, ia cheile, am închis, la revedere, eu nu fac business, nu mă trezesc dimineața să muncesc, să risc banii mei, capitalul meu și toate astea, ca să fiu din start pe pierdere. Deci fiecare are o optică în care vrea să producă valoare și să-i rămână și lui din valoarea aceea. Ce se va întâmpla cu marjile acestea? Eu am spus-o. Deci înțeleg că au scris prost ordonanța de urgență, nu înțeleg, chiar au scris-o prost și că de fapt acea plafonare nu va fi de fapt nici o plafonare a adaosului. Deci
singurele variații în preț pe care le vom vedea sunt cele sezoniere, adică cele care au în fiecare an la aceleași produse. Da, adică mai ales la legume, fructe, vara îți scad, prețurile. De ce? Că e recolta, acum vin pe piață, deci sunt mai mici prețurile. Pe măsură ce se termină stocurile, cresc prețurile, e firesc și normal. Deci nu datorită guvernului sau nu din cauza unui act de genul acesta legislativ. Ce se va întâmpla? Dacă această plafonare, să zicem că ar fi efectivă, pur și simplu un retailer, un magazin poate spune: bun, atunci în România eu nu fac profit dacă cumpăr, în schimb dacă cumpăr din Ungaria, dacă cumpăr din Bulgaria, dacă cumpăr din Germania, de altundeva, fac profit. Și atunci ce o să se întâmple? Ce o să fac? O să-i cumpere de acolo. Așa s-a întâmplat cu laptele vara trecută. Da. Și industria din România a fost la pământ. Exact. Și să știți că o parte din industria aceea a făcut lobby pentru acele reglementări. Deci, pentru că oamenii nu înțeleg economie, de fapt, asta este problema. Și înțeleg business-ul lor, știu să facă legume, fructe, lapte, ce fac ei acolo, dar și nimeni nu se bagă peste business-ul lor, dar în momentul în care e vorba să înțeleagă niște fluxuri economice, deodată se blochează. Au impresia că dacă statul le dă lor două lege de tipul plafonarea daunselor, haideți, nu le mai taxați pe ăștia, nu mai aveți voie să le faceți așa, pur și simplu o să le meargă bine. Nu, pentru că retailerii au opțiuni, poate să cumpere de altă parte. Și ce au zis ei este că plafonăm și la importuri. Bun, plafonez la importuri numai la ultima firmă de la care face un magazin din România import. Dar ce face el apoi în spatele firmei acelea? Tu nu mai poți să plafonezi. Că nu o să vină ANAF-ul român prin Germania să ia pe ea, să le calculeze adausul firmelor din Germania, că râdă ea până poi marți de ei. Adică trebuie să înțelegem lucrul acesta. Singurul mod în care puteam ajuta și prețurile să scadă și producătorii mici să supraviețuiască, să aibă niște marje mai decente, să poată să vândă și ei la un preț mai scump, era dacă reduceam presiunea fiscală, dacă reduceam presiunea administrativă, dacă dezotrăveam această relație între ei, care nu înseamnă decât costuri. Costuri care până la urmă se duc tot din buzunarul consumatorilor și din buzunarul producătorului, dar și de acela retailerului. Deci e o pierdere pe toată linia. Toată lumea pierde. Da? Deci singurul mod, ceea ce trebuie să se înțeleagă, în care poți să reduci prețul pe o piață liberă e crescând oferta sau scăzând cererea. Ce a făcut Orban în Ungaria, Victor Orban, nu al nostru, e exact asta. Au plafonat prețul la foarte multe alimente. S-au rămas ce să vezi? Rafturile goale. Da, și atunci ce au făcut? Raționalizare. Dumneavoastră în Ungaria, dacă vă duceți acum în Budapesta, ca pe vremea lui Ceaușescu, ca pe vremea cartela. Ceaușescu, da. Nu mai cumpărați cât ulei vreți, nu mai cumpărați câte ouă vreți, nu mai cumpărați cât lapte vreți, cumpărați câte v-a dat voie domnul Victor Orban. Și el zice, da, uitați, am plafonat prețurile, a mers. Păi nu, n-a mers, tu ai limitat cererea. Tu, dacă eu am, nu știu, trei copii, eu nu mai pot să le dau tot laptele de care au nevoie, toate ouăle sau toate alimentele și toate lucrurile acestea, sau dacă, nu știu, ai niște nevoi speciale, habar. Da, ajungem pe vremea lui, știu eu pe cineva. Da. Și piața neagră. Ia tu cartela mea de pâine, dăm cartela ta de lapte. Și piața neagră. Uite, eu îți dau laptele, dar tranzacționăm noi. Uite, am luat lapte, nu beau lapte, dar ți-l vând ție la prețul real. Eu lucrez la fabrica de lapte, mătușa lucrează la... Tot. Da. Deci asta este problema. Nu există substituție. Deci, piața liberă este un mod de a interacționa între oameni care sporește bogăția, o maximizează. Faptul că a început războiul în Ucraina, că nu mai avem energie, că UE face Green Deal, că, și înțeleg că discutăm și despre asta, și toate lucrurile acestea sunt evenimente externe. Noi ce putem aici este să avem doar un sistem care se acomodeze, se ajusteze, să se adapteze cât mai mult, cât mai bine acestor lucruri. Acela e piața liberă. Dacă intervii în ea, nu-i faci decât să-i scazi această capacitate de ajustare, de flexibilitatea aceasta și adaptabilitatea aceasta, în așa fel încât să ai și mai proaste lucruri, să ai prețuri și mai mari, să ai producători locali și mai ropsiți. Și uitați-vă ce s-a întâmplat de fiecare dată când au introdus noi legislații, că le-au interzis să taxeze aia, să taxeze aia altă, distributorul pentru producători, adică magazinele, retailerii pentru producătorii locali. Ce s-a întâmplat? Pur și simplu, fie și-au făcut niște inginerii din astea că cumpărăm prin altă firmă și așa, fie și-au făcut, care înseamnă costuri, fie și-au făcut marcă de distribuitor, că dacă vă duceți în magazină, vedeți la magazinul X marca X, Y marca Y, și-au făcut mărcile lor, adică ei au devenit și ei producători și-au făcut ei partea aceasta de producție, fie direct cumpără de la grupul mamă. Și atunci toate riscurile sunt zero, că nu o să te dai în judecată intragrup. Cu Polonia, Polonia, cu Ungaria, cu Olanda, cu fiecare grup pe unde e. Da, unele licitații sunt făcute la nivel european sau central. Și n-ai ce să le faci. N-ai ce să le faci nici măcar dacă nu erai în UE, n-aveai ce să le faci. Adică pentru că e o chestie de tipul de economie. Nu mai zic că nu e mai sunt și reguli că n-ai voie să le faci nimic și dacă începi să șicanezi, eu să zic că păi, e concurență între... e piața comună. Da. Și n-ai voie să împiedici concurența. Deci asta este o lecție de învățat
cred eu, mai ales pentru poporul român, pentru că la nivel politic, să știți că oamenii din jurul domnului Ciolacu înțeleg ce se întâmplă. Doar că domnul Ciolacu vine și zice, eu vreau să fac ceva. Și în momentul ăla zic, bun, ceva e rău, dar o să pară că e bine, că vrei să plafonezi, uite, domnul Ciolacu se luptă cu prețurile mari și nu știu ce. Și atunci îi servesc genul acesta de politici care îți fac mai mult rău, dar oamenii dacă nu înțeleg că acele politici ne fac mai mult rău, riscă să aplaude în momentul în care li se dă arsenic. Și tot urmează alegerile. Da. Am zis că vorbim scurt și de Green Deal. Procesul ăsta de decarbonizare, de decarbonare, de închidere a tot ce înseamnă producții care fac rău mediului, de energie, să începem să producem energie verde, să construim, îmi pare foarte costisitor. Ne ajută cu câte un miliard Comisia Europeană, mai împrumutăm noi 600 de milioane tot în perioada asta de curând. Pe de altă parte, am vorbit cu specialiști care spun, bun, pe termen lung, e o cheltuială care ajunge la 10 de miliarde. Ce face România? Pentru că e și obligată să ia pașii ăștia. Nu merge așa că ne facem că plouă, că îi uităm că nu mai vedem alți bani din PNRR sau nu mai vedem fonduri europene dacă ne facem că plouă. Aici, cu asta cu e obligată, e adevărat, așa este, dar și obligațiile acestea vin ca urmare a unei lipse cronice de fermitate și de patriotism, aș spune, în negocieri. Adică România nu și-a văzut niciodată interesul la UE. Uniunea Europeană e o structură în care țările își văd interesul în interiorul ei. Da, cu Franța, cu lobbyiști, mă aliez cu tine pentru o chestie unde n-am interes, dar te aliez și tu cu mine pentru o chestie unde am interes. Adică votez cu tine acolo, votez tu cu mine dincolo. Ori lucrul acesta nu e nelegitim. UE e construită tocmai pentru asta, de-aia ai majoritățile calificate, ai majorități mai grele într-o parte, într-alta, tocmai ca să procesul acesta să se întâmple. Și în România eu ce am constatat este că mai degrabă dacă susții lucrul acesta, se spune, păi nu, noi nu suntem puternici, noi nu suntem importanți. Avem și noi ceva acolo, ok, nici Malta nu e puternică, nici Cipru nu e puternic, sunt mici, așa ceva. Noi suntem totuși mult mai mari decât ei, da? Nu suntem Germania, nu suntem Polonia, nu suntem Franța, da. Am putea să spunem, nu-mi acolo, cere da? Imposibilul, e prea mult exact, pentru mine, exact. E prea mult deodată, îmi cere imposibilul. Totuși, România nu și-a văzut niciodată interesul pe chestiile astea. Da? Germania a repornit producție de cărbune și folosirea cărbunelui pentru energie electrică. Adică, și totuși, în Germania e și Partidul Verde la guvernare. În Germania și în Franța au fost reinvestiții anterior crizei în acele facilități. În România au murit chiar acum, mineri, se dărâmă tot pe ei. Deci. Au fost investițiile acelea, vă referiți la partea de non-cărbune? Că investițiile au fost și pe partea de cărbune, când le-au dat drumul, erau puse la punct, nu mai erau ca acum 30 de ani. Deci, ideea pentru mine este că, sau ideea centrală ar fi faptul că totuși și politica aceasta Green Deal-ului este puțin pusă în subsemnul îndoielii la nivel european. Polonezii iarăși au ceartă la Curtea de Justiție Europeană de multă vreme exact pe partea aceasta de cărbune. Au spus că preferă amenda decât să... Preferă să plătească amenda decât să rămână fără energie electrică. Noi am avut, și aici e o prezență a lobby-ului rusesc, Gazprom, KGB, ce vezi, nu, n-am dovezi, dar e absolut clar instinct. Că lucrul acesta a funcționat în toată Europa și la noi la fel. Cărbunele nu e bun că e poluant, gazul nu e nici ăla bun că e și ăla e poluant și oricum nu e bun ăla al nostru din Marea Neagră, pe ăla trebuie să blocăm, ăla de la ruși e perfect, ăla nu mai poluează deodată. Hidrocentralele omoară peștii, omoară râul, nu sunt bune nici alea. Nuclearul explodează, iarăși nu e bun, că vine Fukushima. Trebuie reparații, trebuie investiții, se știe că Europa are multe tsunami-uri, da? Adică dacă n-a mers la Fukushima, o să vină tsunami-ul și în Europa și nu o să meargă nici în Europa. Cam orice alternativă la gazul rusesc, alternativă viabilă, că așa rămâneam numai cu solarul și eolienele. Și atenție, foarte bine să avem și solar și eoliene, că este regenerabil, e green și toate astea. Bine, e o discuție acolo dacă producția panourilor fotovoltaice e foarte green și dacă și eolienele acelea nu omoară ceva păsări și mai departe. Da. Dar ideea este că alea oricum îți dau energie nu în bandă, îți dau în intermitențe. Când e soare, când e vânt, ai puseurile acestea. Da? Ori alaltă este o energie în bandă. Și singura energie în bandă pe care avea interes rușii să o lase în Europa este aia din gazul rusesc. Ce au reușit să facă Uniunea Europeană și cinste ei și, mă rog, de fapt, companiile din Uniunea Europeană este rapid
cu ocazia războiului din Rusia, contracte pentru gaz din America, care ne vine pe vase, da, e lichefiat, și care să înlocuiască aceste lucruri și să repornească foarte mult din producția de energie electrică, inclusiv pe cărbune. Deci răspunsul meu la chestia asta este că România, în primul rând, a ajuns în situația asta pentru că nu am știut să ne negociem cât uși de puțin interesul nostru, nici măcar oamenii care ne-au reprezentat acolo. Adică, bune, uitați-vă cum vorbesc engleza. Nu știu, ok, nu mai vorbești la nivelul Ion Iliescu, dar nici cu ăștia de acum, nici cu Virgil Popescu nu ne mândrim. Și adică, deci noi am început să închidem, că noi asta am făcut anul ăsta, am început să le tot închidem. Și asta înseamnă de fapt o dependență mai mare de import, înseamnă o scumpire potențială, nu acum, că acum deodată lucrurile s-au aranjat, adică prețurile au revenit mult, au scăzut mai mult, adică lucrurile s-au stabilizat. Problema e pe termen lung, că iarăși mai vine o adiere de vânt, iarăși mai începe o criză și iarăși noi nu avem aici producție pe care să ne putem baza, pe care să o putem începe ușor, pentru că degeaba ai cărbunele. Dacă tu trebuie să investești 3 ani ca să începi să faci o producție de energie electrică, aia nu te ajută în criză. Da? Iarăși, nuclearul, abia așteptăm să avem și noi de reactoarele acelea, 3 și 4, da. În cât timp le faci? Eu vorbesc de 3 ani de pe subiectul ăsta, am fost și la conferințe de presă. De reactoare acolo. 3 și 4? Cred că se vorbește din... Da. Da. Adică e așa o... Tot Fata Morgana, ne apropiem și mai e ca zona euro. S-au făcut vizite oficiale acolo, da. Cu președintele, cu ministrii economiei, toți au fost. Mai semnăm un memorandum, mai așa. Da. Eu cât am fost ministru n-am avut zona aceasta de energie, dar recunosc că asta era cea mai importantă. Zona aceasta de energie, în general, este condusă de serviciile secrete din România. Adică ei au un cuvânt mare de spus pe tot ce se întâmplă acolo. Au înțesat toate companiile astea de stat, de oamenii lor și de firele lor. Și acum, dacă se duc prețurile în jos, o să vedem și noi la facturi. A fost o știre pe care n-am înțeles-o cu 8 țări unde energia nu costă nimic. A fost o treabă dată așa pe burse. A ieșit la un calcul făcut, nu știu după ce parametri. Energie costă, energie zero în 8 țări, printre care și România era. Deci, prețul, cum oscilează cel puțin? Noi nu mai avem piață liberă pe energie. Nu am avut-o niciodată, de fapt. Adică și liberalizarea aceea, nu poți să zici că e liberalizată piața când 80% din energie sunt făcută de companii de stat. De stat, da? Da. Și Transelectrica, deci 100% de stat, Transgaz 100% de stat, toate rețelele de distribuție și toate astea sunt de stat, dar concesionate unor privați. Da? Adică e doar operarea care e acolo. Deci aia nu e o piață liberă. Dar e și acum, de exemplu, prin intervenția asupra prețului, vor menține prețul sus. Și vor menține prețul sus în beneficiu cui? A două entități, cu oarile producătoare, evident, care sunt de stat, bugetul de stat pentru deficit și toate problemele, plus niște băieți deștepți. Aia care au rezistat la furnizorii, care au rezistat la criză și la măsurile care s-au luat atunci și care acum au rămas mai puțin pe piață și cu niște rate de profit reglementate. Adică aici povestea la un moment dat Cristina Prună de lucrurile acestea, exact cum fac ei. Deci, practic, să fii furnizor acum este extraordinar în au și avut niște profituri extraordinare. Și vor avea în continuare. Și tot pe spatele nostru. Da. Și tocmai din cauza acestor reglementări pe care domnul Burduja, da, care conduce Ministerul Energiei acum, spune că vrea să le mențină multă vreme de acum încolo. De ce? Pentru că și cei din spatele lui au văzut că avem o vacă de mulți. Oamenii nu s-au prins încă. Deci nu ne așteptăm să ne vină factorile mai mici, că de aici pornisem. Aș zice că nu este o așteptare realistă asta, nu. Chiar dacă la nivel macro prețurile în Europa și peste tot. Eu nu mă hazardez, pentru că de multe ori se mai pot întâmpla alte lucruri. Nu știu, mâine se renunță la plafonare și atunci o să-ți vină prețurile mai mici. Ministrul a promis că nu, până prin 2024 nu se pune discuția așa. Eu nu am încredere în promisiunile lor, oricum. Adică, ce vă ziceam și cu domnul Ciolacu mai devreme, faptul că ei promit un lucru nu înseamnă neapărat că se va face. De multe ori se face chiar inversul. Dar, așa cum arată lucrurile acum, asta pot să vă zic, nu o să scadă prețurile. Dacă, într-adevăr, se schimbă lucrurile de acum, atunci au prețurile o șansă să scadă. Să vorbim și de lucruri mai vesele. A venit vacanța parlamentară. Am înțeles că nu prea vor fi sesiuni extraordinare. Nu arde nimic în momentul ăsta, nu i-a anunțat nimic. A fost o problemă cu pensiile speciale, că a fost întoarsă la Senat legea, dar până la urmă a fost votată în Camera Deputaților. Era singurul lucru unde mai erau... Singurul lucru care se poate întâmpla este ca Curtea Constituțională să decidă că ar fi neconstituționale abrogările de pensii speciale și să trebuia sau să considere că niște prevederi din ele sunt neconstituționale și atunci să le întoarcă la Parlament.
Asta s-a apătat. Dar oricum, legea aceea nu desfințează pensiile speciale, ca să înțelegi. Da, am văzut. Adică e o lege făcută tocmai ca să salveze pensiile speciale. Au avut o găselniță în care au reușit ei să zică ceva de genul: cei care sunt acum șefii justiției, nomenclatura din justiție, iau să aibă pensii speciale, că abia din 5 ani începem să desfințăm pensiile speciale pe 20 de ani, în timp de 20 de ani. Deci, vă dați seama, când le-au înființat, au intrat direct. Când le desfințăm, le desfințăm așa, cu țărica. Și câte un puțin, câte 10 la așa. Astfel încât după ce se termină PNRR-ul, se poate în orice moment să zică: păi, prorogăm termenul. Și s-a terminat. Câte au rămas neaplicate, câte n-au fost date și au rămas neaplicate până în ziua de azi și vechi de ani de zile. Exact. Asta spuneam, că să trecem și la lucruri. Deci, dar nu e sesiune extraordinară. Ce fac parlamentarii în vacanță? Pot răspunde pentru mine? Pentru că nimeni nu pune pe Facebook ce facem în vacanță. Toată lumea postează din septembrie până în iulie și din iulie comunicarea, decât dacă nu ne revoltăm. Să știți că eu, de exemplu, am fost invitat de colegi, de dumneavoastră, și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitația de azi. Deci o să fiu cât mai prezent în măsura în care primim invitații, că aici avem un blocaj mediatic destul de mare la adresa USR-ului. Avem tot felul de acțiuni pe care le mai avem, inclusiv de promovarea zero taxe pe salariu minim, care, să știți că e o campanie continuă pentru această măsură. Și din păcate n-am un alt plan încă pentru vacanță. Dar restul, o vacanță activă care mie îmi face plăcere. Restul colegilor din alte partide sunt celebrele vizite oficiale prin pe banii statului prin Dubai. Da, și acum sunt prin America, prin toate țările. Deci noi Canada, știm așa, ca influencer sau ca jurnalist, în momentul în care ai cât de cât vizualizări, un reach, ești dintr-o dată invitat peste tot să te prezinți pe acolo, special pentru a posta de că ești acolo. Oamenii care îi cheamă, având în vedere că îi cheamă pe banii statului, n-au pretenția asta, nu? Normal că nu, și nu-i cheamă neapărat, adică cumva își aranjează ei lucruri de făcut. De muncă. Da, e mult. Deodată trebuie să vedem cum funcționează piața turistică în Dubai sau lucruri de genul acesta. Ca informare pentru ministerul nostru. Da, e trist și cumva, eu mă bucur că presa își face treaba de multe ori și arată lucrurile acestea, dar să știți că și asta funcționează la modul că și românii, ok, mi-a arătat o dată, două ori, m-am obișnuit că ăștia sunt niște lacomi, ipocriți care vor să viziteze toată lumea pe banii statului, mai vor și altceva. Presa află rar și de câte ori, trebuie să fie o cheltuială mare ca să afle presa. Și știți cum e, și cheltuiala e mare, dacă e în ton cu celelalte, s-a cam democratizat. Da. Deci, bun, acum nu zic că toate delegațiile sunt așa, ori sunt și delegații pe bune. Eu n-am fost niciodată nicio delegație. Ce vă pot spune este că, cel puțin pe partea mea, lucrurile vor fi de tip vacanță activă. Adică, așa au fost de fiecare dată. Dacă merg pe la mare, o să merg pe la mare pe la noi, probabil. E timp și de scris un proiect mai pendelete acum, pentru că dacă în timpul săptămânii de luni până miercuri sau marți, cum a fost sesiunea asta, mai ai un pic de treabă în Parlament și după trebuie să faci, totuși să primești niște lume la birou la tine în Iași, Bacău sau de unde ești, acum pe vară ar fi timp de gândit niște proiecte mai... Să știți că aici, eu, de exemplu, cam toate proiectele pe care le-am avut, mai ales cele care au trecut, deci care au devenit și lege, că nu e suficient. Adică dacă scrii un proiect doar ca să scrii un proiect, e una, dar dacă îți devine și lege, mai bine. Le-am scris în timpul sesiunii, adică, na, depinde și ce-ți dorești și depinde și ce oportunități ai. Adică nu vă ascund că ca opoziție, de exemplu, scrii ce proiecte vrei, dar dacă le negociezi înainte ca să și treacă, e mult mai bine. Și de altfel, uitați, asta vă pot spune că în timpul acestei vacanțe voi negocia câteva proiecte pentru sesiunea care vine. Sper de impact. Trebuie să spun că la ce prețuri am văzut în ziare pe ultima săptămână, aveți bani dacă mergeți în România și nu în Tenerife în vacanță. Pentru că în Tenerife e ieftin, la noi e scumpă. Da, dar noi avem vouchere de vacanță care ne țin prețurile scumpe și calitatea joasă. Da. O, Doamne! Mulțumim foarte mult pentru prezență, vă mai așteptăm la noi și ne revedem data viitoare la interviurile Impact. Nu uitați să intrați pe site-ul nostru pentru știri exclusive și cele mai noi date.